Municipiul Buzău stă bine în clasamentul orașelor din România din punct de vedere al suprafețelor verzi pe cap de locuitor. În momentul ăsta, primăria Buzău are 28 de metri pătrați spațiu verde pe locuitor. Așa cum știți, Uniunea Europeană a impus și Guvernul României, normal, a închesat la această directivă europeană, înseamnă 26 de metri pătrați spațiu verde pe locuitor, dar noi ne-am propus foarte mult. În câțiva ani de zile vrem să devenim cel mai verde oraș din România. În momentul ăsta este Miercurea Ciucă cu 40,5 metri pătrați, deci avem toate șansele, bineînțeles dacă ne ajută și legea. 80% din suprafața totală de 7 hectare a extinderii noi a parcului Tineretului înseamnă spații verzi, care își aduc la rândul lor contribuția la sporirea calității aerului. Am transformat un loc care deveniseră una din gropile de gunoi ale Buzăului într-un parc frumos în care copiii se vor simți foarte, foarte bine. 80% înseamnă spațiu verde, 20% înseamnă aceste dotări care sunt sigur că vor fi apreciate de dumneavoastră, locuitorii municipiului Buzău. În ultimii ani, zestrea de verde a Buzăului a crescut cu încă 4 parcuri urbane. Parcul Sfinții Martiri Brâncoveni, de la Catedrala Municipală, Iazul Morilor, cel de la Drăgaică și, zilele trecute, extensia Parcului Tineretului. Pe lângă noi și în continuare și în stânga și în dreapta, mai ales în partea mea stângă, este arealul Natura 2000, care înseamnă câteva sute de hectare abandonate. Din cauza celor două animăluțe au devenit areal protejat, Natura 2000, mă refer la popândău, nu mai dau denumirea în latină, Spermaphilus citelus și acel buhai de baltă obroască care se numește Bambina Bambina și care, în baza studiilor de impact care s-au făcut, nu au fost găsite, nu știu dacă au fost vreodată. Arealul Natura 2000 este un spațiu protejat și pe care nu s-ar putea interveni decât cu împăduriri. Până și proiectul din centrul civic contribuie la bunăstarea de verde, deoarece acolo au fost amenajate spații verzi pe 30% din suprafața totală a zonei pietonale din piața Daciei.